Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 9 mai, ești visătoare, practică și perseverentă, impresionantă, cu o imaginație dezvoltată, iubești cu adevărat arta și frumusețea, dispunând de tot ceea ce este necesar pentru dezvoltarea artei, o pui în practică, beneficiind de o mare plăcere să-ți folosești talentele în crearea de lucruri care nu sunt doar frumoase, ci și utile. Ai un înalt sens al justiției, ești extrem de fiabilă și inspiri pe alții să fie la fel de respectoși față de împlinirea promisiunii date. Susținerea cauzei potrivite este o nevoie naturală pentru tine și chiar poți fi cu adevărat obsedată. Mai mult, ai curajul de a lupta pentru idealurile tale, chiar să te sacrifici pentru implementarea lor. O problemă deosebită pentru tine este un entuziasm excesiv pentru idei, angajamente sau obiective, ceea ce nu implică o planificare atentă a acțiunilor. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități: Iubirea de natură și frumusețe, bunătate și cordialitate, fiabilitate, blândețe. Dar poate tu crezi că vorbesc despre Ferdinand, caurul din desenele animate. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este ca simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus îți de dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici dar există și o parte reversă a monedei, datorită influenței lui Venus, pot suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă, astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și pentru abilitatea de a gestiona bani. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a folosi resursele și forța de muncă ale altor persoane și de a fi generoasă. Ani și ani de zile și chiar zeci de ani, te răzvrătești pentru visele tale imposibile. Mai mult decât atât, chiar realizând imposibilitatea atingerii scopului, nu te retragi. De aceea, ar trebui să înveți că din când în când este complet permis să abandonezi obiective și speranțe nerealiste, evaluând viața așa cum este ea. Indiferent de aspectul tău fizic, emiți un flux de energie nebun, care este pur și simplu imposibil de ignorat. Cu toate acestea, agresivitatea nu este specifică pentru tine, puterea ta este în apărare activă și gândită, de obicei, menită să protejeze pe cei care nu se pot opune pentru ei înșiși. Ai o carismă luminată care atrage atenția tuturor și ai mulți prieteni. Singura problemă pentru tine este mânia ta, ceea ce este teribilă. Prieteni, cunoscuți, Rude știu bine cum personalitatea ta calmă și sensibilă din exterior se poate transforma în monstru. Tu ești întotdeauna pe partea celor jigniți și dezavantajați, urăști tirania în toate manifestările sale, provenind atât de la indivizi puternici cât și de la structuri de putere de orice natură. Dacă ceva nu-ți convine, starea de depresie în care ești, este transmisă altora. Cu toate acestea, Deznădăjduirea este departe de caracterul tău tipic. Tu nu ești dispusă să risipești fonduri și energie pentru întreprinderile goale. Tu cauți sfere decente de aplicare a forțelor și capacităților tale și, de regulă, obții rezultate strălucite. Atunci când îți stabilești obiective realiste, reușești atât ca figură creativă, cât și ca om de afaceri. Cu toate acestea, controlul de sine rămâne garanția indispensabilă a succesului tău în viață. Te distingi față de alți nativi din Taur prin astfel de trăsături speciale, loialitate, realism, precum și determinare. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată cum afectează data de nouă mai soarta ta, ești energică, curajoasă și independentă moral. Te distingi prin setea ta excesivă de dreptate, fiabilitate și stabilitate. Întotdeauna lupți pentru justiție. Ești într-o permanentă stare de luptă, nu te tem să intri în confruntare deschisă pentru propriile tale idealuri și principii. Ești obsedată de ideile tale. Deseori această dedicare fanatică este spontană poți dedica multe săptămâni și chiar ani unui obiectiv care a priori nu va fi niciodată realizat. Uneori înțelegi că dorința ta nu se va împlini niciodată, dar tu nu poți să o refuzi. De aceea, ești încurajată să începi să evaluezi toate realitățile vieții, așa cum sunt ele în realitate. O caracteristică cheia ta este energia ireductibilă. Acesta este un flux nebun, care este imposibil să nu fie observat. În același timp, furia și agresiunea sunt complet străine față de tine. Puterea ta se manifestă în primul rând în procesul de luptă pentru cei slabi, cei dispăruți, bolnavi. Ai o mulțime de prieteni și cunoscuți. Ești carismatică și foarte atractivă. Singurul dezavantaj pe care l-ai este furia puternică, care poate fi instantanee. Cu doar un minut în urmă, Zâmbești și glumești drăguț și apoi devii o adevărată tornadă. Acestea sunt flașuri spontane de agresiune, te poți înfuria numai în situația în care ești rănită. Ești un adevărat avocat. În spatele tău se pot ascunde toți cei care sunt ofensați sau dezavantajați într-un fel. Pentru tine nu există dușmani mai mari decât a tirania și nedreptatea. În mod surprinzător, ești rare ori într-o stare de deznădejde. Cu toate acestea, este necesar să știi, în cazul în care ești deprimată și supărată, această dispoziție va fi transmisă instantaneu tuturor celor din jur. Tu ești un fel de postor al ideilor umanității, bunăstării, dreptății. Pentru ele lupți până la ultima suflare. În același timp economisești foarte multă energia ta. Tu nu începi niciodată acțiuni inutile. Tu îți investești forțele și le direcționezi către canale serioase, poți atinge rezultate uimitoare. Principalul lucru pentru tine este acela de a stabili un obiectiv adecvat, care este de fapt realistă de realizat. Poți deveni un excelent om de afaceri, poți obține rezultate strălucitoare în activitatea creativă. Principalul lucru pe care este recomandat să-l înveți este flexibilitatea și autocontrolul. Dacă reușești să-ți restrângi furia și temperamentul, să atenuezi exacerbarea excesivă a afirmațiilor tale, atunci vei fi cu siguranță fericită și plină de succes, dragoste și compatibilitate. Tu depui eforturi pentru o viață stabilă și liniștită în casă și pentru a te bucura de intimitatea unei uniuni strânse. Dar tendința spre deznedăjduire și hipersensibilitatea îți poate face viața dificilă din cauza schimbărilor frecvente ale dispoziției. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alți reprezentanței elementului pământ, respectiv fecioara și capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații chejual, iubesc plăcerile senzuale și confortul, în același timp. Relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitatea unui astfel de partener, desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești, cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului, o alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu scorpionul. Vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică, și în constanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Tu inspiri pe alții la același comportament în nobil. Ești întotdeauna fericită să-i protejezi pe cei slabi. Prețuiești foarte multă dreptatea, ești sigură și puternică în tine însă Tu vei lupta până la sfârșit pentru ideile și idealurile tale, fără ezitare sacrificându-ți interesele tale pentru o cauză bună. Trăiești niște vise fantastice și poți trăi așa toată viața. Dacă înțelegi că obiectivele tale nu pot fi atinse, este dificil pentru tine să renunți și să-ți îndrepți atenția spre altceva. Trebuie să dezvolți în sine o viziune filozofică a lumii și o înțelegere a faptului că viața ar trebui acceptată așa cum este, pentru că este inutil să dorești nerealizabilul nu este nimic rușinos sau nedemn să renunți la obiectivele care nu pot fi atinse. Ești întotdeauna activă, plină de energie, ca și cum ar arde un fel de flacără în tine. Rară ori atace mai întâi, dar te vei apăra violent și îi vei proteja pe cei slabi. Poți avea succes ca avocat, artist, scriitor, muzician, actor, regizor, arhitect și inventator care își transformă visele și imaginile în proiecte de succes comercial. Tu iubești cultura, frumusețea și arta, simți frumosul, cu plăcere creezi lucruri frumoase și cu siguranță utile. Sănătate și boli Trebuie să fii atentă la tendințele marțiene ale naturii tale, la furie și la neglijență, care pot aduce la vătămări corporale. Manifești uneori un grad de extrem de emoțional, te poți implica într-o luptă, în furie poți sparge ceva și te poți răni singură. Trebuie să înveți să controlezi o astfel de distructivitate. Ai nevoie să înveți răbdarea și toleranța, să înveți să te desparți de lucrurile care te rănesc, astfel încât să îți poți salva sănătatea. Cursurile de yoga, vizitele la un psihoterapeut sau psiholog, studiul tehnicilor de meditație și de relaxare te vor ajuta în acest sens. Deoarece tu subestimezi în mod clar puterea stresului, care erodează foarte mult corpul din interior, în ceea ce privește dieta, ar trebui să mănânci mai puțin zahăr și să limitezi consumul de carne, preferând fructele, peștele, cerealele, legumele, destinul și norocul, ești o persoană fericită, cu mare potențial, ești dotată cu o varietate de talente. Vei reuși în orice afacere pe care o alegi, trebuie să înveți să fii mai încrezătoare, decisivă, să arăți fermitatea caracterului atunci când este necesar, dacă dobândești și întărești calitățile necesare, atunci viața ta va fi frumoasă, în caz contrar, caracterul slab nu îți va permite să ai succes, alții ți vor folosi ideile, roadele muncii tale, sfaturi pentru tine, tu ai mulți inamici pentru că absolută nu știi cum să-ți restrângi furia sălbatică, teribilă, care te transformă într-o persoană completă diferită, un monstru. Nimic nu rămâne din omul liniștit și serios atunci când furia te transformă, este frustrant și înspăimântător chiar și pentru cei dragi, prin urmare trebuie să înveți să-ți restrângi manifestările. Dă-ți silința să-ți controlezi temperamentul. Aduți aminte că și ceilalți au dreptul de a arăta felul în care sunt. Nu mai judeca cu atâta asprime. Astfel tu și cei din jurul tău veți fi mai fericiți. Încearcă să-ți întărești părțile care sunt mai slabe și să te echilibrezi. Ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei sări de sport sau de o excursie la o stațiune de schi preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să reține că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cutie scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi. Decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul? astfel încât pernele, păturile, papucii, așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci, doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, prefer lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind de naturală, poți fi angajat în lucrul cu aceși, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană, pulover de lună, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.